Tot prin aer trebuie să alunece. De data asta, fluxul care trebuie facilitat este fluxul de aer care curge pe aripi, depinde cum te situezi. Sunt în aceeași problemă. El de asta spune, dar nu acceptează latura asta pe care o observă cumva în lucrările lui. Faptul că, și problema inversă, faptul că dacă schimb obiectivul unei linii de artefacte, încet, încet obțin altceva. Adică, vă dau ceva cu păstrat obiectivul. Am o săgeată. O săgeată ce structură fundamentală are? Are o parte din spate, un corp și un vârf. Asta e structura. Relațiile dintre ele sunt așa. Corp, vârf ascuțit, mic, în raport cu corpul, fund al săgeții îndoit, exact golul săgeții, un raport de formă. Da? Săgeata evoluează. Da? Își păstrează ca formă. Își păstrează structura. La o carbaletă am o săgeată mai scurtă, cu vârful mai așa, cu prinderea mai așa. Când ajunge să fie glonț, corpul s-a scurtat foarte la tot vârf corp, partea din spate. Rămâne pe structură. Deci, iată că schimbarea, de data asta, schimbarea posibilității și a constrângerilor de material, îmi conduc la variația de formă. Dar am și schimbare de obiectiv. Orice un altă variație, nu am, să mai spun. Un cuțit, da? Evoluează într-un fel ca formă când e folosit pentru bucătărie și nu știu ce, și altul când evoluează spre pumnal, sabie și altă logică a sa. Însă astea sunt pe arsenalul exosomatic. Însă eu mă pot adapta și pot ajusta lumea nevoilor mele, nu mai să mă adaptez eu la presiunile impuse lumii de către mine, prin faptul că am această plasticitate extraordinară în raport cu propriile intenții. Deci îmi pot modifica, cel puțin motric, formă. Dar văd că nu mi-e... Dar văd că mi-e modific și forma creierului, conexiunile dintre neuroni, în timp ce învăț. Am înțeles. E o plasticitate. E, lucrul ăsta e reluat în seamă. E un ce-ar fi dat, pe la care merită să te gândești și să meditezi. Asta, atât vreau să spun. Că veni vorba... O clipă să dăm și de apă. Haideți să mai facem un experiment mental. Care ține tot de capacitatea noastră de a vedea în evoluție și în devenire lucrurile care e limitat. Probabil, ca și mine, fiecare dintre dumneavoastră, vă simțiți aceeași persoană cu aceea de acum 10, 20, 30 de ani spre copilărie. Și e un invariant de raport cu dumneavoastră. Dați filmul ăsta repede. Și vă spun atât. Aveți, poate, nici un atom din cei de acum 100 de ani dumneavoastră. Ați văzut numai un flux de atomi? Da? Deci, care e legătura? Ce suntem? Nu mai degrabă puteți spune că suntem chestii amateriale, cum ne-am zis, susținute de curenți de materie, de arhitectură de curenți de materie. E o altă perspectivă din care putem privi lucrurile. Ce-ar fi dacă am privit lucrurile și din perspectiva asta? Nu e convenabilă pentru liniile care s-au dezvoltat și au devenit tradiționale științele aplicative până acum. Deci nu e convenabilă pentru mulți care ar preda, care ar cerceta, care ar transmite cultura.
Dar s-ar putea să fie foarte necesară în condițiile în care trăim într-o lume din ce în ce mai alertă. O lume în care începem să vedem procese evolutive în cursul unei vieți. Mă gândeam la bunica mea, care se născuse pe vremea în care nu apăruse în peisajul cotidian telefonul, automobilul sau altceva, și deja când a murit, a apărut internetul. Câte transformări ale lumii a putut să vadă în perioada aia de viață. Asemenea, tip de experiență și organe pentru a o trata și a o învăța, n-a avut omul creat în istoria sa, pentru că n-a avut aceste condiții create. Deci, cum este rațional? Nu e rațional să încep să mă antrenez și să văd cât mai mult din aceste experiențe iterative? Punctul C pe care am vrut eu să-l subliniez în conferința asta prelungită, e că pentru a vedea lumea pe bine, în sensul la istin, am nevoie să construiesc un limbaj și un bagaj conceptual adecvate la ce? La noile ritmuri. Altfel ne aflăm într-o situație... Deci altfel, iată, vă dau o mică scenă care sonor. Are de o saibă. Dă-i un timp pe aici. Amicul și colaboratorile nostru R.Vent.Punte, un june scriitor democrat, a cărui asim uitate... Cunoaște de mult publicul cititor. Ne trimite următoarea prefațiune a unui nou op.
al său. Îi dăm astăzi locul de onoare, recomandând cu căldură poporului suveran scrierea amicului nostru. Mă rog, știți, scena, aș mai lăsa o nouă. Republica și reacțiunea sau venitorele și trecuturile. Așa. Ei, în ziua de astăzi, dacă e să dai o consultanță cuiva care vrea să înceapă o întreprindere, ar trebui să-i pui și întrebări de tipul următor. Spune, ce acțiuni anticipative care țin de un context de bifurcare ai de luat, făcut în cadrul ăsta. În clipa aia vei avea, dacă nu s-a format un limbaj, da? Dacă în educația antreprenorială nu s-a creat un limbaj și nu s-a răsuit un atlas de situații conceptuale, vei trăi pe viu scena respectivă. Iar dacă faci un curs de formare de formatori, cum se poartă foarte tare, formarea de formatori, într-o săptămână l-ai format pe altul formator și spune o placă. Exact acea situație am întâlnit în viață, da? Asta era... E, acum... Acum revin la tinerica mea cu situația. Din ce în ce mai mult trebuie să privim, trebuie să încercăm să privim și să găsim conceptele, mecanismele, descrierile potrivite, formalismele matematice adecvate, metaforele bune, ca să vedem lumea ca o da. V-am spus că mă mut. Îmi sunau cei de la mobilă că nu mai găsesc plată. Pe care l-am comandat. Așa. Deci, vedem lumea ca o succesiune de situații care sunt legate una cu alta, se transformă una într-alta. Ce înseamnă asta? Că nu mai putem reprezenta lucrurile fizicalism numai în spațiul stărilor. Poziții de atomi, particule, mai știu eu, și vitezele lor și atât. Ci trebuie să ne uităm și la spațiul intențiilor. Inițial mai pusesem o scenă de film. E un film foarte vechi cu cowboy, celebru. În care scena finală sunt trei cowboy care sunt de scena aia cu duelul, în doi, în trei. Și aia îi paralizează efectiv pentru că orice ar face o schemă imposibilă. Deci acolo particulele mele stau, sunt înghețate. Și intențiile variază. Iar filmarea este atât de bine făcută și frumos realizată, încât vezi efectiv cum fluctuează, cum variază situația. Hai să vedem primul, când vorbiți la telefon. Așa. Poate reușesc să văd iar. Ah, aici. Gata, m-am pus. Nu, că filmul nu l-am pregătit pe acela. Că era de timp. Vreau să ajung la un punct și virgulă seara asta. Dar acum o să vă prezint altceva. Da. Nu fac nicio să spun că e o reconstrucție permanentă, e clasică, e cuvinte. Bun.
Are codex sau ce? Nu are opțiunea de mutare a codex. Are trei ecrane, încerca să o duc. N-am o soluție. Dacă ați putea veni puțin mai în față, să vă arăt direct pe ecran. Nu, mergem mai departe și da. Mergem mai departe. E bine, aici aduceam în discuție puțin problemele de haos și problema prejudecății determinismului mecanic, care a făcut mult timp să nu se vadă că modelarea din perspectiva deterministului mecanic, nu stă în picioare la nivelul promisiunii sale. Și aveam o modelare făcută cu un program de simulare într-o poziție critică a trei corpuri, trei planete. Puse în așa numită configurația Lagrange. Trei planete de dimensiune egală, masă egală, în vârful unui triunghi echilateral, pleacă cu niște viteze și inițiale egale. Fiecare paralel cu latura. E, după trei ture, în care ele vin, n-am pus să fac cu două, trei planete, după trei